Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare mult că sunteți din nou aici. După cum observați, l-am alături pe soțul meu, Vlad. Tare. Iar eu sunt Cristina, pentru cei care sunt prima dată pe canalul ăsta. Mă gândesc că din titlul videoclipului s-ar putea să fie destul de multă lume nouă. Ne-am gândit pentru astăzi și ne-am tot gândit și ne-am tot răzgândit dacă să vă povestim și ce, prin ce situații nașpa am trecut legate de bani. Mai exact, ce țepe financiare ne-am luat de-a cursul anilor. N-au fost foarte multe din fericire. Tocmai acum, înainte să începem videoclipul, Vlad zicea că eu cred că o să povestesc numai pe aia, o să vedeți despre ce e vorba, că zice alta n-am. Și zic, Doamne, bine că nu mai ai vreuna. Sunt multe, dar sunt mai tematice și nu sunt așa interesante. Da, așa că poate mulți dintre voi vă uitați la noi așa și vă gândiți, mamă, ce știu oamenii ăștia să se organizeze cu banii, că v-am tot povestit cum facem cu organizarea banilor și cu chestiuni de genul ăsta. Și, by the way, înainte să intru în subiect, vreau să vă aduc aminte de videoclipul pe care l-am filmat împreună cu Patrick Popescu, cu legate de întrebări legate de bani și așa mai departe, și vreau să vi-l recomand, ca de obicei când v-am mai povestit despre subiecte legate de bani. Vi-l am recomandat pe Patrick Popescu, este un consultant financiar care vă poate ajuta din foarte multe perspective, vă ajută să vă organizați cu banii, vă ajută să faceți investiții, să economisiți, să luați credite, vă poate ajuta pe orice palier și e un om foarte bine pus la punct cu informația. Așa că, în primul rând, o să vă las un link în descriere pentru Patrick, dacă vreți să luați legătura cu el, și serviciile lui sunt toate gratis, așa că cu încredere apelați la el. Și acum să vă povestim, eu am două țepe pe care mi le-am luat. Eu am una mai teatrală. Dar foarte faină. Chiar de la întâmplarea lui Vlad m-am gândit să facem videoclipul ăsta, pentru că mi-a plăcut foarte mult și cum mi-a povestit așa și mi s-a părut și funny și mi s-a părut ca într-un film, într-un fel, știi ce ai pățit. Dar cum vrei să facem, având în vedere că eu am două. Pui și tu, și stai la mijloc. Da, tu ești la mijloc, ok. Haideți să încep cu țeapa cea mai puțin, care m-a afectat cel mai puțin din punct de vedere financiar, dar pur și simplu este legată de naivitatea mea într-o anumită perioadă a vieții. Și acum cred că toți dintre noi am trecut prin faze de genul ăsta în care ne-am simțit, nu știu, fraieriți efectiv, nu? Că până la urmă asta mi s-a întâmplat și mie, am fost fraierită. Și o să vă povestesc așa un pic povestea din background. Eu, înainte să îl cunosc pe Vlad, am locuit într-un apartament undeva tot central, un apartament de două camere foarte drăguț, cu un balcon foarte mare pe toată lungimea apartamentului, un loc care îmi plăcea foarte mult pentru relaxare și îmi plăcea priveliștea pe care o aveam în fața balconului, pentru că tot așa era un părculeț cumva. Și la un moment dat, cu toată nebunia asta, cu termopanarea și cum se numește chestia asta de izolarea blocului? Izolare, da, termica blocurilor, de vin cu strat. Anvelopare. Anvelopare, da, exact, că căutam termenul acela exact. Așa, și cu anvelopările astea în București, pentru toate blocurile pe care erau anvelopate, se schimbau geamurile și toate balcoanele erau închise. Ceea ce mie mi se pare foarte nașpa. Chiar cred în ideea de balcon ca spațiu de relaxare și de conectare cumva cu exteriorul. Deci nu mi se pare eficient să ai un balcon închis. Poți să înțeleg că vrei să închizi balconul pentru că ai de păstrat borcane și, nu știu, îți faci bucătărie pe balcon? Îți faci bucătărie pe balcon sau alte chestiuni de genul ăsta, dar nu sunt pe gustul meu. Eu tare mult îmi place balconul, îmi place și aici la noi să stau pe balcon vara, să stau pe băncuță să beau o cafea dimineața sau să stau seara să mă uit la stele sau chestiuni de genul ăsta. Și vă spun sincer că am intrat într-o panică când s-a întâmplat, când au venit cu proiectul cu anveloparea și tot așa, obligatoriu să închidă balcoanele. Și eu am tot insistat și la ăsta, administratorul blocului, ce era pe vremea aia președinte, nu mai știu cum era organizat, că să nu, eu nu doresc chestia asta, nu doresc să mi se închidă balconul. Aveam deja termopanele puse, zic, faceți altfel, nu știu, puneți vata aceea sau polistirenul la ce Dumnezeu este, pe interiorul balconului. Nu se poate și mă tot gândeam ce variantă să găsesc ca să nu închid cu totul balconul. Și ce m-am gândit eu, în naivitatea mea, să vorbesc cu echipa de muncitori, încercând să trec peste, nu știu, proiectul general și să vorbesc direct cu muncitorii ca să nu îmi termopaneze. Încercați să dea o șpagă. Nu șpagă, nu m-am gândit să fac asta. M-am gândit să găsesc o soluție cu ei direct, dar nu să dau șpagă. Și am vorbit cu ei, cu
Nu mai știu, că erau băieți din ăștia care urcau cu schelele la nivelul balconului și una dintre soluțiile pe care am auzit-o acolo în discuțiile astea era că, ok, să pună doar ramele termopanelor și să nu mai pună sticla, practic, știi? Deci, cumva, dacă te uiți de jos, să vezi ca și cum ar fi închis balconul, dar să nu se vadă. Lucru care mi s-a părut o soluție satisfăcătoare în momentul ăla și pentru că m-am gândit că pe termen lung pot să dau jos și ramele alea de termopan. Dar pentru această mișcare, unul dintre băieți mi-a cerut 200 de lei și explicându-mi că el o să meargă de jos să facă poze, că în momentul în care se termină proiectul e suficient să facă niște poze și dacă se vede că geamul este pus, practic se merge mai departe. Lucru pe care l-am și făcut cu băiatul ăsta, i-am dat 200 de lei, foarte încrezător era, deci ca să vedeți ce mult contează să, orice gogoașă vrei să vinzi, practic dacă ești încrezător și mai ales cumva răspunzi unei nevoi celui din fața ta căruia ai vins ceva, te va crede, practic, știi? Și na, își găsește cumva rezolvarea în tine. Și foarte încrezător băiatul ăla mi-a luat cei 200 de lei și bineînțeles că a fost prima și ultima interacțiune pe care am avut-o cu el, ca să-mi văd peste 2-3 zile când au venit oamenii cu geamurile, că nu știa niciunul nimic despre această fază. Deja mi-am dat seama că mi-era rușine să mai insist cu băiatul și cu nu știu ce. Dar ce să zic, am învățat din faza asta, mi-am dat seama că dacă chiar vrei să schimbi un anumit proiect, nu o să faci la mica înțelegere și uneori poate trebuie să-ți alegi mai deștept bătăliile. Dar uitați, m-a costat 200 de lei. Deci asta a fost o chestie în care am pierdut banii așa pur și simplu din naivitatea mea cumva și fără să am, nu știu, un rezultat concludent sau așa, că acum banii am mai stricat pe, nu știu, chestii pe care mi le-am imaginat într-un fel, dar efectiv așa țepe directe cum a fost asta, nu mi s-au mai întâmplat. Așa, și te invit pe tine acum să ne spui de țeapa pe care ți-ai luat-o tu. Tot din naivitate, nu ți-a păcut foarte mulți bani pierduți, dacă mă înșel, 350, 400 de lei, mai, cam așa mi-aduc aminte. Se întâmpla în 2010 sau 2011, deci sunt mulți ani în urmă. A apăruse iPhone și era o mare frenezie pe aici, toată lumea avea iPhone. Bineînțeles, n-am vrut să fiu în curent și am zis eu nu cumpăr iPhone-ul. Mi-am luat un HTC pentru că asta era rivalul numărul 2 pe vremea aia. Și într-o duminică seară, dacă mă aduc bine aminte, ieșeam din Carrefour, nu Carrefour, ieșeam din Kaufland cu cumpărăturile de duminică și m-a abordat un tânăr, să nu descriu foarte bine ca să nu intrăm în alte chestii, un tânăr, cum te abordează în general un tânăr când ești la magazin din... Pe vremea aia Feciori. erau foarte mulți feciori pe toate străzile, între timp s-au emigrat. Și foarte grăbit că trebuia să pierdea trenul și mi-a scos în față un iPhone 4 la vremea respectivă, tocmai apăruse și mi l-a pus și am luat în el, l-am luat în mână, m-am uitat, era real, nu era adevărat, sunt destul de clone, apăruseră și clonele, nu puteam să-mi iau țapă eu lucrând în mobile, să îmi iau țapă cu un iPhone, adică vedeam iPhone toată ziua, dar nu aveam iPhone. Dar cu toate astea își luau cu tovarăși de-ai mei cum... Aș fi vrut să-mi iau, dar parcă nu eram dispus să plătesc 1000, mai știu, 1200-1300 lei pe un iPhone cât era atunci. Cu toate că mi-a luat un HTC care costase aceeași bani, dar nu voiam al doilea telefon. Și l-am văzut, era codat în Orange, că se vedea chestia asta pe el, m-am făcut un calcul, la vremea mergea KVSIM, mergea, puteam să-l decodez rapid. Băiatul mi-a zis, repede, ți-l dau, cât dăm telefonul tău și câți bani ai tu în buzunar. Aveam vreo 100 de lei în buzunar. Dar telefonul meu nu voiam să-l dau, chiar dacă nu, m-am gândit, bă, nu-ți dau telefonul meu, că am pe el o groază de chestii, trebuie să le transfer, nu merge așa de una alta să dau ție telefonul. Un HTC cu, nu prea suportam, dar totuși era telefonul meu. Și am zis, hai că mă duc să-mi scot 300 de lei de la bancomat. Și m-am dus fix la Dezvolta că deja e. bancomatul de la ieșire, de toate Kauflandurile aveau un bancomat la ieșire, m-am dus să-mi scot de acolo 300 de lei, i-am dat banii, mi-a dat, el telefonul tot îl băga și îl scotea dintr-un pliculez, nu știu ce, era un fel de, era o genuță ca de farduri, avea o floare pe ea, ca, gândeam, el spunea că l-a găsit. Stai seama, găsești și un l-a iPhone 4. găsit în aia pe jos și mi-l dea mie.
Tot îl băga și trăgea fermoarul. Și la un moment dat i-am dat banii, mi-a dat husa, era într-o husă. Mi-a dat husa cu telefonul, am pus, se simțea, era pătrată, avea toată forma corespunzătoare, greutatea corespunzătoare. L-am luat, a luat-o la fugă repede când i-a dat banii, poliția nu știu ce a urlat. L-am lăsat să fugă, m-am dus spre mașină, bucuros cu noua mea afacere, 300-400 de euro, chiar dacă nu-l țin eu, nu conta, îl dau pe Olex cu, la, rapid, cu minimum 1000 de lei, mă gândeam atunci, îl decodez, îl decodez și îl dau repede, dacă nu îmi trebuie mie telefon, sau dacă nu-mi fac atât de telefon, eram, număram, încerc să desfac fermorul ghișe blocat, nu să trebuie să făcea fermorul deloc, nu să trage. Băi, și a intrat, nu știu, treaba, la un moment, am rupt husa, ca să descoper înăuntru o bucată de rigips, un kit întărit, pus peste o foaie de aluminiu învelită în kit, în forma telefonului. Și toată asta bandajată cu bandă izolieră neagră. Deci arăta perfect în formă ca un telefon, aceeași greutate, cred că au făcut-o. Deci o țapă foarte minuțioasă. Nu vrei să cred, mă uitam la ăla acasă și nu vrea să cred cum am putut să-mi iau o țapă ca asta. Mi-a rămas în minte forever. Deci nu se compara. Am pierdut pe bursă bani cu sute de telefoane, dar cu aia nu se compara cu nimic. Atunci am înțeles că mai am de învățat și nu sunt încă pregătit să dau cu, să răspund așa cu mega încredere, mă, să vedem ce pot să-mi faci, ce pot să... Și a fost o țapă, eram naiv, între timp nu s-a mai întâmplat o chestie similară. Câți ani aveai? 24-25 de ani, uh-huh. Cam așa, 24-25. Și asta chiar mi se pare naivitatea vârstei. Naivitatea vârstei, eram bucuros că mi s-a oferit un chilipir în față, deci cum să se întâmple să te întâlnești cu un iPhone așa. Efectiv, ca și cum ți-ar fi căzut în cer un iPhone și era păcat să nu-mi pun mâna să-l iau. Ba chiar, în loc să-i dau banii din buzunar, cred că băiatul ar fi acceptat. M-am zis, hai să-ți mai scoți și 300 de lei după cap, ca să fie o afacere totuși bună, să nu ieși prea mult în pierdere. Adevărul e că atunci, în moment, am fost foarte ofticat. Pândeam Kaufland, am stat multă vreme lângă Kaufland să-l pândesc și nu l-am văzut. Multă vreme am stat să-l pândesc, acolo eram... Dar nu l-am mai văzut, efectiv, n-am mai. Cred că genul ăsta de țape, după aia, dacă aș studia un pic mai în amănunt, cred că nu se dau niciodată în același loc, nu, mai repede. Nu, asta mă gândesc și eu, că nu se mai dau în același loc. Și, bă, nu-i dar îți dai seama că sigur o mai fi trăit cu aceeași metodă mai și e, așa, pot să continui eu cu anumite genul ăsta de țape, cu tot în perioada aia existau telefoanele astea fake, iPhone-ul fake, și se întâmpla următoarea fază, la semafor s-a întâmplat mai târziu, dar nu mă fraierau cu asta, că recunoșteam într-o secundă, se vedea de la o poștă un fake, ochiul meu față de cineva care nu cunoștea telefoanele. Și mai ales că deja erai vigilent. Se opreau la semafor și ți-l băgau în mașină și zicea 100 de lei repede, 200 de lei, cel mai tare telefon, și în general se întâmpla țapa asta, doar dacă nu erai peste picior și le dădeai telefonul. Dar gen nu erau chiar așa de... Țapa asta nu mi-am luat-o să-mi bage telefonul în mașină și să fugă, să-mi ceară bani pe loc și să mă... A, uite, iPhone, ce frumos, ia 300 de lei și să mă trezesc că e dual SIM. Da, exact. În schimb, am pățit pe Valea Oltului să mă oprească un Mercedes lăsat în mijlocul drumului aproape, cu o doamnă în haină de blană, stătea, se vedea piciorul fix ca în desene animate, cum își flutura piciorul în față, și ăsta un domn mai plinuț și mai tot la fel. Nu știu dacă vorbea rusă, dar... Tot încerca să vorbesc cu o germană rusă, avea cuvinte și de colo și de colo. Și povestea lui era că a rămas fără benzină și ne băga în mașină, că am oprit, bineînțeles, că n-aveai cum să nu-l oprești, că trebuia să-l calci. Era pe stradă, pur și simplu, se ieși în față să te oprească. Și tot îmi băga pe geam, îmi băga tot felul de bijuterii, le spunea el. Erau astea, erau urite, se vedea că de la o poștă că nu sunt taur. Da. Și eram atunci în mașină cu un cineva, un tip, care era german, era neamț, venit în România, fusese eram până la Sibiu să vadă. Și când l-a auzit pe ăsta că vorbește neamț, a început să vorbească înapoi, să răspundă. Și ăsta s-a uitat, se vedea că habar n-are ce vorbește, și are 3-4 cuvinte. Și am dat alea pe geam și am plecat în trombă de lângă el, n-am stat să ne... Dar era foarte, deci când a văzut că nu merge cu, să nu-i cumpărăm povestea cu benzină, devenea agresiv. Și am trecut, du-te mă, cum, am trecut pe lângă el. Dar asta e o țapă de genul ăsta, mi-a venit în minte acum. Ai povestit cuiva despre țepele astea? Bine, în afară de momentul ăsta în care povestim pe YouTube, în care o să arată toată lumea, oricum, familie, extinsă, tot. Am povestit-o și era aici ce fraier, știi? Da, adică ce să zic, și eram de acord, da, așa ce fraier. Și eu, nici mie mi-a venit să cred că de fraier pot să fiu.
Există un sentiment de rușine legat de ele, știi că mă, am fost atât de prost încât, știi? Și într-adevăr am vrut să-mi iau revanșa și am căutat, am pierdut o groază de timp căutându-l pe băiatul ăla și mi-a zis un alt amic de atunci, bă, știi, o treabă, bătaia nu se dă înapoi. Așa e și cu asta este, ții mintele lui data viitoare. Exact, adevărul că nu aveai ce să faci, adică n-ai mai fi avut cum să rezolvi situația cu telefonul. Dar asta mă duce cu gândul la un sfat pe care aș vrea să-l dau tuturor și mai ales persoanelor tinere. Nu vă aruncați la tot felul de super oferte din astea venite din surse dubioase. De exemplu, portbagaj cu plin de parfumuri originale, testere de obicei aduse din străinătate. Am un văr care lucrează la aeroport și aduce parfumuri și așa. Ochelari Ray-Ban. Nu puneți botul la ochelarii Ray-Ban cumpărați din portbagaj. Am luat-o și eu. Nu știu dacă se mai întâmplă așa de mult chestia asta în România. Mai de mult în anii 2007-2008, deci imediat după ce am intrat în Uniunea Europeană, cred că am avut acces la niște mărfuri care intrau foarte ușor în contrabandă și fake-urile tot așa foarte bine au mers în perioada aia. Și din păcate și eu mi-am cumpărat parfumuri așa. Acum ați văzut că și copiile în general sunt foarte bune. Dar nu recomand să cumpărați și mai ales telefoane la colț de stradă, pentru că în general sunt telefoane furate de obicei, pe care le vând unii alții la colț de stradă, deci efectiv încurajăm furtul cumpărând telefoane de genul ăsta sau alte obiecte așa. Dar cred că telefoanele sunt cele mai des întâlnite în rețelele astea de furt și apoi revânzare și probabil și bicicletele, îmi imaginez, biciclete, cărucioare am mai auzit, de copil. De asta evit, dacă încerc, știți că eu sunt cu cumpărăturile pe OLX și așa, dacă cumpăr ceva, încerc să mă asigur și să pun întrebări de unde sunt obiectele respective și încerc așa cumva să creionez o persoană, caracterul persoanei din spatele ecranului care îmi vinde ceva, dar în orice caz nu aș cumpăra niciodată de pe stradă și cred că nici tu nu mi-ai făcut de atunci. Nu am mai făcut, nu, atunci am înțeles că nu există lucruri gratis. Gratis sau super oferte din sau astea. Sau super oferte, de, da. Dar într-un fel, la faza asta pe care ai pățit-o tu, mă mir că s-a întâmplat la Kaufland. Pentru că acolo există camere de supraveghere, în principiu, au și pasnici. Poate atunci au fost primele și după aia nu s-a mai repetat. Posibil, că n-am mai văzut. Sau poate nu ne-a mai abordat pe noi. Pe tine, cred că te-au și văzut că erai mai tânăr, așa, probabil că erai... Adică și ei își conturează cumva persoanele target. Nu știu, nu cred că i-aș fi dat atenție. Pentru că eram destul de... De fapt știu, am analizat mult chestia asta. Nici nu l-aș fi băgat în seama, și lasă-mă cu jegul tău. Știi, nu l-aș fi băgat în seama. Acum o să dau vina, că jumătate de vina pe cealaltă persoană care a rămas acolo să... Da. Să interacționeze, da, deci, a continuat interacțiunea. Nici de, nu trebuie cumva să bagi în seama acești vânzători, exact cum ni s-a întâmplat și în Egipt sau în alte țări. Deci nu stai cât un pic, dacă știi, dai un deget, îți ia toată mâna, practic. Asta se acolo, așa, a fost prima fază. În Egipt nu mai are rost să spunem câte țepe, parcă suntem în România în lor 90, dar știm acum, mă duc direct, hai mă, lasă-mă. Da, zic să facem un videoclip, poate cu ce țepe ne-am luat în Egipt, nu au fost majore, adică cumva am citit pe net cu faza cu bacșișurile și așa și că se întinde de mână la orice. Dar ar putea merge un videoclip și de genul ăsta, în fine. Așa, între timp, până încep să vă povestesc eu următoarea fază pe care am pățit-o, care a fost cea mai scumpă dintre toate, cred. Vreau să vă invit și pe voi să lăsați în comentarii ce țepe de genul ăsta v-ați luat și voi. Mi s-ar părea foarte interesant să pot face o compilație, nu știu, pe blog sau poate citim o dată împreună. Dacă voi lăsați în comentarii, să le citim noi împreună și să le povestim despre ele. Ce ați mai pățit voi din punctul ăsta de vedere? Aș fi tare, tare curioasă. Așa, și acum să trec la țeapa numărul 3 din acest, sau poate chiar 4. Deci, de fapt, aia nu a fost țeapa, da, de pe la 3. Da. Așa. Ca să vedeți cum se construiește încrederea în oameni și, de fapt, toate evenimentele astea legate de bani nu sunt strict legate de bani, ci sunt legate și de emoții, de oameni, de încredere. La un moment dat, la firma la care lucram eu, am angajat o persoană, nu mai țin minte cum a ajuns la noi, dacă a fost o recomandare din partea cuiva. Da, a fost o recomandare. Era o persoană care lucra și făcea curat la cineva acasă, care ne-a recomandat-o pentru a fi femeie de curățenie, femeie de serviciu la noi la firmă. Nu suntem un birou mare, nu era nevoie să vină în fiecare zi, veneau la 2-3 zile și încet, încet se mai creează acolo diverse interacțiuni, încep să-ți cunoști colegii chiar dacă nu lucrezi zi de zi cu ei. Și pe doamna aceasta am mai intrat în vorbă cu ea, mai povesteam, chiar îmi povestea că are o situație destul de dificilă, că are un soț bolnav, ceea ce chiar cred că era adevărat.
Nu am angajat-o cu un buletin pe vremea aia. Ea avea un fel de buletin temporar sau ceva. Erau buletinele alea cu... nu erau de plastic. Avea un buletin din ăla vechi, gen carnețel așa. Era o ceva temporar, n-avea o adresă trecută sau avea o adresă temporară și mi-a spus că nu e a ei, că e ceva rudă pe care a trecut-o ca să poată angaja, să aibă buletin. În orice caz, era o doamnă care o ducea destul de rău din punct de vedere al banilor și avea și problemele astea de sănătate bărbatul sau și așa. Și cumva, în general, sunt o fire destul de empatică și miloasă, așa, și acum parcă m-am mai domolit un pic, mai, cum să zic, m-am mai tăbăcit din punctul ăsta de vedere și mai ales după faza asta care pe care vă povestesc. Așa, și ne-am împrietenit oarecum. Îi făcea și ei plăcere să mai povestim, îmi făcea și mie plăcere să mai aflu din viața ei câte una alta. Și am propus, dacă vrea să-și mai suplimenteze veniturile, să vină și la mine la curățenie o dată pe lună, nu mai știu, pentru că mai aveam pe cineva care venea și mă gândeam cumva să împart așa. Și a venit de vreo 2 ori, am fost semi-mulțumită, adică eram ok, nu nimic impresionant. În orice caz, relația cumva a crescut în încredere și mi-a cerut la un moment dat împrumut 300 de lei, spunându-mi că are ceva probleme cu soțul ei și că o să-mi dea înapoi în ceva tranșe, ne-am înțeles noi 100 de lei la fiecare salariu, ceva de genul ăsta. Deci a trecut ceva vreme și mi-am primit banii înapoi și am fost mulțumită și am prins cumva încredere în ea. Dar într-o zi a venit cu... Nu mai țin minte dacă a continuat să vină la mine acasă sau nu, parcă nu am mai concretizat faza asta. Și într-o zi a venit așa de tristă și plângând și se mai întâmpla să plângă câteodată când îmi povestea și eu o credeam și cumva tind să cred că totuși era adevărat ce îmi povestea, că o simțeam, așa credeam în momentul ăla, că e o persoană sinceră. Mi-a cerut împrumut 500 de euro pentru că urma să aibă o operație bărbatul ei și că e așa de tristă, că n-are de unde să facă bani și că dacă aș putea să o ajut și cred că nu țin minte să mă fi oferit eu, nu bag mâna în foc că nu m-am oferit să-i împrumut eu banii pentru că deja aveam experiența cu cei 300 de lei. Dar cumva am ajuns practic să-i dau 500 de euro și i-am spus foarte drăguț că dacă vrea să, mă rog, ne putem găsi un program prin care să-mi dea înapoi și poate și să vină practic să muncească pentru banii respectivi, să vină să-mi facă curat în apartament. Și practic i-am dat cei 500 de euro. Ce să vă zic, dragii mei, că după ce i-am dat cei 500 de euro... Dus a fost. Dus a fost, dar nu că dus a fost, dar am mâncat-o pământul, efectiv, telefon închis, la firmă n-am mai venit, practic nici măcar contractul de muncă nu am putut să-l desfacem, o trebuie să-i facem un fel de raport de indisciplină că nu s-a mai prezentat la birou, adică n-am avut o semnătură să-și dea o demisie, să încheiem contractul cu acordul părților, nimic, nimic, nimic. Am încercat să o sun. Pe vremea aia eram, nu mai țin minte, cred, parcă între tine și fostul meu soț, eram și single, că n-am avut așa cumva la cine să apelez, la o fire masculină cumva să mă ajute pe partea și asta. Și să fac, să mă o prind? Nu, dar de exemplu mă gândeam să mă duc la adresa, la adresa din buletin, din acea copie de buletin. Tot am așteptat, la momentul respectiv mă gândeam să merg cu un coleg care era... N-am avut atunci niciun o persoană apropiată așa la care cumva să pot apela, știi, să simt că pot să am încredere să mergem să căutăm. Și, sincer, îmi era și foarte jenă de ce s-a întâmplat. Mi se părea că efectiv m-a fraierit pe față, știi? Eu știind că este și angajată la noi la firmă și că are totuși un venit constant acolo și știindu-i situația... Efectiv, nu mi-am pus problema că ar putea renunța la noi, la firmă și la un venit constant și, practic, contribuții sociale plătite și așa mai departe, ca să fugă cu o sumă relativ mică de bani. Adică... Unii pe cartea de muncă, cred că i-a fost, dacă s-a mai angajat după aia, cred că i-a fost destul de dificil să treacă. Nu știu dacă s-o fi angajat, nu știu ce s-a întâmplat, dar vă dați seama că și în ziua de azi mi-ar plăcea să recuperez banii și asta a fost acum 9 ani. 9 sau 10 ani. Deci de foarte mult timp. Foarte ciudă mi-a fost pe faza asta și că am fost așa de naivă. Nu m-am dus la adresa respectivă. Poate și o idee să mergem. Mergem dacă vrei să vedem ce. Dacă s-a construit vreun bloc în zonă. Da, nu mai țin minte. Mai ai adresa? Să mergem, de curiozitate. Trebuie să fie pe undeva pe la filmă, că doar avem arhivă. Da, și am fost și jenată și am zis, uite, asta să fie efectiv, cum să zic,
pomana mea, țeapa mea, sunt niște bani dați un om care clar se afla în dificultate, dar în care m-a avut încredere și care m-a înșelat total. Și vă zic sincer că de atunci eu nu mai împrumut bani nimănui. Eu am mai împrumutat așa, de apare o persoană, după 10 ani n-am vorbit cu el și te trezești, dă-mi repede 200 de lei că am o urgență și mă zic, hai ia, bine, să fie sănătos, să fie sănătos, am văzut-o chiar acum recent, dar am mai păzit-o și în trecut cu oameni care, pe care nu mai văzut din liceu și s-au trezit să-mi ceară 100 de lei. În principiu un bilet de pariuri cam atât e. Dar o țapă n-am lăsat, am lăsat-o doar la mine, ca să spun deci, așa, dar pe alea te pun, mi-aduc aminte că chiar m-am dus pentru 80 de lei, m-am dus, l-am amenințat. S-au dus mai mulți oameni și la un moment dat cred că nu-i avea interes să creadă pentru 80 de lei pe cine am trimis după el. Da, dar până la urmă... Și la mine a dat până la urmă, da. Dar gen după jumătate de ani. Și mi-am adus aminte de cea mai tare țapă pe care am avut-o cu mașina în servis. Când am avut, s-a prins martorul de bord, că am luat o piatră și s-a prins martorul de bord de presiune la ulei și am stat-o la Vâlcea, la servis. Și acolo, după o lună de zile în care toți mi-au schimbat uleiul, mi-au schimbat aia, mi-au schimbat aia și nu reușeau să-i dea de cap că nu mai pornea motorul, odată am încercat să-mi facă țapă injectoarelor, să-mi spună de la injectoare e problema. Și noroc că avem destule cunoștințe în domeniul auto și al serviciilor și am zis, bă băiatul, lasă-mă cu bălările, îți plătesc uleiul, că na. Asta i-am zis, dacă n-am zis să-ți plătesc, am mai spătit niște chestii la injectoare și testerul de injectoare mi-a trebuit să-mi factureze câteva mii de lei, că mi-a testat o 1000 și doar că mi-a testat injectoarele. Nu mă interesează, eu știu foarte bine că injectoarele alea sunt bune, nu vrea să creadă-le, că nu... Am luat mașina și am plecat acolo din service cu platforma, fără să mai mă intereseze de ei. Și într-adevăr, injectoarele n-au avut nicio problemă până în ziua, merge mașina aia lejer, până ziua, dar vrea să-mi spună să plătesc 1000 de lei și în același timp să și n-am înțeles efectiv cum a încercat să bine, dar aici au fost de fapt niște servicii de proastă calitate, la suprapreț, nu a fost o țeapă efectivă. Cum ai spus și tu, poate n-au știut ce să-i facă la mașină și au încercat să dea apă, bă, de la injectoare și hai plătește-le și da, dacă le plăceam și nu mergea mașina, ce se întâmplă? Sau poate o făcea să meargă, pentru că apoi foaia dezințată de la cureaua de distribuție avea un dinte spart și avea o bucată de metal mare. Eu nu știu cum au putut să o spargă pe aia când au. Deci ceea ce mă face să cred că era unva, tot încercau să tragă de timp. Și cumva au luat-o, nu te-a venit să creadă că nu au mers să dea țapa. Băi, deci toată lumea știe un mecanic bun în vag în România. Nu știu cum încerc să dai o țapă pe mașini vag. Da, dar nu-i pe același nivel cu țepele astea pe care ne-am luat cu... Nu, deci, dar a fost o țapă și de context. După aia am lăsat-o la Porsche și când am plecat cu mașina două ore, că nici ea n-au verificat. Aia a rămas cu mașina în drum și cumva a fost de tot felul de... Sepe. Da, poate mai facem un videoclip cu chestii neplăcute de, nu știu, legate de servicii, de magazine pe care le-am, ni s-au întâmplat. Deci, da, cam asta am vrut să vă povestim și să vă atragem un semnal de alarmă legat de chestiuni de genul ăsta. Cum vă ziceam, vă invit să ne scrieți în comentarii situații pe care le-ați întâlnit voi. Am zis că asta e un subiect foarte fain, așa să pur și simplu să ne și distrăm, mai facem haz de necaz, oricum știu că nouă românilor ne stă în caracter chestia asta, să facem haz de necaz. Și dacă ne găsim povești interesante acolo, o să le citim împreună și le comentăm și uite, parcă ne mai descărcăm așa un pic, ne luăm o piatră de pe inimă legat de ce chestii neplăcute am trecut. Acum eu sunt convinsă că sunt probleme mult mai mari și țepe mult mai mari pe care și le iau oamenii, bani dați pentru joburi în străinătate, mii de euro și nu li se mai întâmplă și contracte și alte chestii de genul ăsta. Știu pe cineva care a dat avans pentru un apartament, 50.000 de euro, pe vremea, înainte de criză, în 2007. Nu s-a mai terminat blocul. Și nu s-a mai terminat blocul și banii dați și, practic, persoanele fizice care au dat avansul au fost ultimele pe listele de creditori către compania respectivă, că, practic, până atât s-au plătit tot felul de furnizori, SRL-uri și așa. Nu știu dacă așa mai recupera banii vreodată. Deci, mari țepe sunt. Asta ce am văzut așa mai anecdotice ce v-am povestit noi. Da, și o să închei videoclipul cu recomandarea de care vă spuneam și la începutul videoclipului. Dacă vreți pe cineva să vă ajute cu organizarea banilor și care să vă îndrume legate cum vă puteți organiza mai bine bugetele ca să și puneți niște bani deoparte și așa, pe Patrick Popescu vi-l recomand. Noi la multe chestii am apelat la el și mi se pare un tip super smart așa și care dă sfaturi bune și știe la ce soluții să apeleze. Aveți link în descriere și pe la videoclipul acela despre bani să vă uitați. Și cu asta cred că o să încheiem videoclipul de astăzi. Noi vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și că ne-ați ascultat până la capăt. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru dacă vi-am zis canalul nostru, trebuie să apar mai des cu mine videoclipuri.
Da, vă mulțumim așadar să vă abonați, așteptăm comentariile. Intrați și pe pagina de Facebook Cristina Ciobă, Fata Norocoasă, și acolo postez destul de des. Și pe Instagram, să știți că până mâine la amiază voi avea disponibil un concurs, un giveaway pe pagina de Instagram, este acum activ. Este un concurs în care puteți câștiga calendarul de Crăciun de la Yves Rocher, calendarul de Advent pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută. Am decis să fac acest giveaway, așa că să vă înscrieți acolo. Și cu asta vă pupăm, la revedere, la revedere. Ciao.